Ne aflăm la Una Galeria, unde are loc o expoziție a profesorilor Departamentului de Grafică din Universitatea Națională de Artă. Expun 22 de profesori, de la cei consacrați la cei foarte tineri, care sunt proaspeți asistenți. Expoziția a fost, să spunem așa, planificată de mult, chiar de câțiva ani de zile am vrut să o facem și s-a întâmplat să aibă loc acum. Ne bucurăm foarte mult că are loc la Una Galeria, care trebuie să menționez că este Galeria Universității Naționale de Artă din București, și este această expoziție o carte de vizită pentru profesorii care predau în departament și de asemenea un instrument foarte bun pentru studenții din departamentul nostru și din universitate, care astfel pot intra în contact cu ceea ce fac profesorii lor, poate să vadă ceea ce lucrează fiecare dintre ei. Fiind vorba de grafică, lucrările sunt realizate în tehnice specifice departamentului nostru, care sunt foarte multe, deci e vorba de desen, gravură, până la imagine procesată digital sau fotografie.